Maică Cristofora, Doamne ajută! Doamne ajută! Bine ați venit! Gătim o ciorbiță de zarzavat, de dovlecel. O să fie ingredientul cel mai bogat din ciorbița de astăzi. Punem țelină și morcov ca rădăcinoase, ceapă, dovlecel, ardei și roșii. Este mâncarea mai gustoasă decât acasă? Întotdeauna la mănăstiri este cea mai bună mâncare. O face Dumnezeu să fie bună. Suntem 14 cu părintele slujitor cu tot. La noi se face mâncare zilnic, exceptând duminica, că nu se gătește. Se gătește sâmbăta și pentru duminica. Doar când este foarte cald afară, lunile iulie și august, poate că doar jumătatea lui august, se gătește și duminica pentru că nu ține mâncarea. Vedem dacă mai trebuie sare la sfârșit. Punem morcovul cu țelina și ceapă. În zilele obișnuite, slujba începe la 6 și se termină pe la 8:30-9 și apoi fiecare dintre maici merge acolo unde are de lucru în săptămâna respectivă până la 12, când bucătarii sunt gata cu masa. În orice se lucrează, se trage clopoțelul. Clopoțelul pentru slujba de dimineață, clopoțelul pentru lucrările de dimineață, clopoțelul pentru masă, clopoțelul pentru lucrările de după amiază. La ora 5 începe vecernia și se trage clopoțelul. Vecernia cu pavecernița țin până pe la 6:30. La 6:30 până la 7 este masa de seară. La 7 începe miezul nopticii cu tren, iar la noi se face miezul nopticii seara, nu noaptea, pentru că nu are cine să meargă noaptea la biserică. Slujba se termină pe la 10:30, poate. Aveți două mese pe zi. Cine are medicamente, cine este neputincios, mănâncă și dimineața după ce se iese de la biserică. Depinde dacă este zi de dulce. Noi avem vaci, avem lapte, brânză. Duminică seara, fiecare știe a doua zi ce are de făcut. Și cine intră la bucătărie trebuie să-și pregătească zarzavaturile de seara, pentru că nu ai timp să ți le pregătești și să și gătești și să fii gata la 12 cu toate, și atunci se pregătesc de seara, se curăță de seara să fie curățate. Și cine intră la bucătărie duminica se gândește în funcție de ce legume sunt, ce vreme a anului este, ce își dorește să gătească pe toată săptămâna și dacă are cu ce. Și își face un meniu din ce ai în cămară, din ce ai în grădină. Conserve s-au făcut toamna și sunt în beci. Au fier de jumătate rădăcinoasele și o să punem dovlecelul, ardeiul gras și roșiile. Dovlecelul. Toc ardeiul. În mănăstiri, mai ales în cele vechi, cu tradiție, în care au avut continuitate, sunt încă maici bătrâne care au ucenițe, cele care vin la mănăstire și învață de la maica bătrână toate secretele. Toate, de la slujbe, rugăciunile particulare, grădină, fân, bucătărie, tot ce înseamnă o gospodărie. Nu, și nu doar o gospodărie, ce înseamnă o comunitate care este așezată în fața lui Dumnezeu și care
trăiește în primul rând pentru Dumnezeu. Credeți că hrana are vreo influență în trăirea spirituală a unui călugăr? Sunt multe reguli după care ar trebui să se ghideze un călugăr, dar sunt și multe sfaturi care să te poată ajuta să împlinești acele reguli. Toate trebuie aplicate la om, loc și timp. Nu cred că mancarea neapărat e cea care strică, ci măsura. Cum mănânci, cât mănânci și ce mănânci. Cum împletiți rugăciunea cu bucătăria? Cred că fiecare o face personal. Atunci când intru în bucătărie, mă închin lui Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfântului Eufrosin, care a fost bucătar, și tuturor sfinților, să mă ajute să o scot la capăt și să termin mâncarea la ora 12 când trebuie să treacă clopoțelul. Să fie bună, unuia îi place mai dulce, altuia îi place mai sărat, altul mănâncă mai acru. Fă-o, Doamne, bună pentru toată lumea! Pun și roșiile. Cu ajutorul sfinților am terminat-o. Eu zic că e bună, așa am gustat-o. Și zic, Doamne ajută să placă oricui o gustă. Vă mulțumim! Poftă bună! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.